Continuăm emisiunea Dale Buzoianului. Vorbim cu domnul senator Dorin Bădulescu despre comisia de muncă, despre problemele buzoienilor și dumneavoastră puteți să-i adresați întrebări sau să îi faceți propuneri de proiecte pe care ar trebui să le propună în Parlament. Domnule senator, spune un telespectator așa: bună ziua, întreb cu respect pe domnul senator, de ce militarilor nu li se plătește sporul în procentaj pentru zilele lucrate în weekend și sărbători legale, liberul acordându-se doar pentru orele lucrate în serviciul respectiv? Tot sistemul privat, spune telespectatorul, acordă acest drept. Trebuie să nuanțăm puțin. Raportat la sporuri și la chestiuni de genul acesta, există pe de-o parte codul muncii, care e caracteristic unei anume părți din populație. Avem legea funcționarilor publici pe care sunt salarizați funcționarii publici și așa mai departe, iar militarii sunt un tip de oameni, o altă categorie cu statut special, care se ghidează după alte legi, după alte regulamente decât ceea ce scrie în codul muncii, pe care îl cunoaștem toți la nivel general mai bine. Deci aici sunt legate de regulile interne. Dar trebuie oricum respecta codul muncii pentru orice Nu categorie, e nu? incident. Nu este incident, Nu pentru că este legea obligatoriu. militarilor, ce înseamnă militar, au lege specială. Adică codul muncii nu are în fața legii speciale incident. Puterea Întotdeauna absolută. legea specială derogă de la general, da? Și Da. deci asta este ideea. Din punctul ăsta de vedere, nici codul muncii nu se aplică nici în cazul funcționarilor publici, pentru că avem legea 188 pe 1999. Deci, iată că sunt Da, e clar de ce apar diverse diferențele. reglementări care creează diferențe și aparent anumite tratamente diferențiate între diverse categorii, diversi angajați. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Sărbuna, doamnă! Bună seara! Bună seara, domnule senator! Bună seara! Am o rugăminte la dumneavoastră. Nici nu doresc să-mi dați niște rezultate deloc, dar am niște rugăminte în tot mandatul dumneavoastră de 4 ani. Poate putem rezolva și niște dorințe ale noastre. Definitivarea lucrării Siret Bărăgan, Dunăre București. Sunt niște probleme care, dacă era Elena, voi era bine, nu dacă era. Le-a promis Elena Orea și Valeriu Tabără, cum să spun, continuarea și definitivarea acestor două lucrări de interes republican, de interes mare pentru țara noastră, Siret Bărăgan și Dunăre București, același lucru și cu investiția de la Cernavodă. Tot la fel, nu doresc să-mi dați niciun fel de rezultat, dar în mandatul dumneavoastră de 4 ani, poate puteți să puneți pe agenda de lucru a Guvernului definitivarea acestor mari investiții bune pentru țara noastră. Și ultima rugăminte, domnul senator, trebuie să se facă tot posibilul ca să se separe cumva pensionarii de asistați. Pensionari suntem vreo 3, eu sunt pensionar, suntem vreo 3 milioane asistați care trebuie să le acorde aceeași atenție sau chiar mai mare, dar să nu se vorbească despre pensionari. Pentru că sunt unii care n-au lucrat poate nici 2-3 zile o săptămână și sunt unii care am lucrat 4-5 ani și nu putem fi comparați cu ăla care n-a lucrat niciodată. Să li se asigure și lor acolo ce le trebuie, dar nu pot fi pensionari, într-un cuvânt asta spun, să se separe, aia să fie separați, în sfârșit, asistați, că noi pensionarii cu statutul nostru. Vă mulțumesc Am foarte mult! înțeles ideea, da. O seară frumoasă vă dorim, vă mulțumim și Da. noi! Corect, are dreptate pe ultima problemă. Până la urmă și la coadă o persoană care n-a muncit deloc, nu poți să-i spui că e pensionar, că nu are după ce să fie pensionar. Da, este problema de denumire, dacă vreți. Nu e pensie socială, E dacă un este aceasta de ajutor, un practic, nu? ajutor. Este un ajutor pentru persoanele care se află în situații de nevoie. În Referitor legătură la cu primele. celelalte, evident că sunt chestiuni de investiții strategice ale statului român. Statul român trebuie să-și prioritizeze investițiile, dar cu siguranță e un element de campanie pe care l-am tot propovăduit la nivel de PMP, Siret Bărăgan și Dunăre București. Sunt două proiecte pe care intrau în planul de guvernare al PMP-ului pentru, dacă ar fi fost la guvernare, pentru viitor. În cazul în care ajungem la guvernare, cred că lucrurile astea s-ar putea realiza. De fapt, ar trebui să fie printre primele,
Ca de altfel și ceea ce se încearcă acum, acel master plan pe transportul, vedeți, cu autostrăzile și așa mai departe, ce a anunțat de fapt ieri guvernul Grindeanu. O să vedem și acolo. Voiam să vă spun înainte de pauza de publicitate problema unui alt telespectator care pe mine m-a impresionat în sensul în care ar trebui să existe o lege care să-i ajute pe acești oameni. Era vorba despre un domn care a spus că după majorarea aceasta oferită de PSD pensionarilor, majorarea punctului de pensie și implicit o majorare a pensiei, a ajuns la minunata pensie de 701 leu. Înainte avea sub 700 de lei și datorită acestui fapt primea anumite rețete compensate gratuite, depășind pragul. Acum, pentru că depășește cu un singur leu, da, nu le mai primește. Sigur. Și trebuie să plătească o sumă mult mai mare pentru medicamente. Această propunere am avut și chiar o să insist și aici, ca în limita unei anumite sume, și e o idee avansată personal de mine încă de când se discuta despre noul cod fiscal și despre probleme legate de aceste aspecte, că s-a mai ridicat această problemă, am spus așa, domnule, dați-le voie oamenilor care prin aceste mici șmecherii îi măresc cu 2 lei punctul de pensie doar ca să treacă de un anumit barem, vă dați seama ca că să nu mai primească alte facilități. Scăderea pensiei, de fapt, omul acela eu sunt pe obligat să-mi plătesc medicamente de care am nevoie. Exact. Da? O nevoie și vitală. În condițiile în care. Și atunci, pe aceste cazuri particulare, să există un drept de opțiune. Un drept de opțiune al persoanei în discuție. Renunț la cei 2 lei? Renunț la 2 lei, 10 lei, până în limita unei anumite sume, pentru a mă menține sub acest barem sub care mi se acordă așa. Sau modificarea celelalte legi, care spune, în cazul încăreșterii punctului de pensie cu peste acest barem, se poate merge cu rețeta compensată 90%. Compensarea aceea ar trebui acordată. Pentru pensii mai mari de 700 de lei. Cu siguranță, de asta spuneam, ar trebui să ne raportăm în toate aceste acte normative, ca să nu fim nevoiți să modificăm de fiecare dată. Să ne raportăm în procente. Cum v-am spus mai devreme, procent din salariul minim pe economie. Știu atunci ca stat că în momentul în care mi-am asumat răspunderea să majorez salariul minim pe economie, să majorez pensia, știu că după ea, având în vedere că celelalte legi sunt exprimate în procente, raportă, am acest efort bugetar. Din prima îl știu. Da, avem pe cineva la telefon, dar mă bucur că dumneavoastră cunoașteți această problemă și sper să aveți o poziție fermă, pentru cu că sunteți în Comisia de Muncă. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara, aș vrea să, să-l rog pe domnul senator să se discute, cu acest RR ecologic care e la noi la Buzău, cu această strângere de, cu saci aceștia galbeni. Colectarea selectivă. Ce vă deranjează? Da. Deci, dacă se dă într-un bloc, într-o scară de bloc, se adună la intrarea în bloc și stă acolo. Weekendul trecut la mine în bloc, asta saci la intrare. Au început să pună sticlele de plastic la intrare în bloc. Cred că nu-i corect. Copiii la grădiniță sunt obligați să dă saci galbeni și sunt obligați să ducă gunoaie, să ducă sticle, e corect? Re-ecologic, zic eu că dacă vrea să se facă ceva și ar discuta și ar lăsa la prețul gunoiului oamenii, că e foarte scump pe persoană, oamenii ar face altfel. Dacă dai 550 de lei o familie, e foarte mult la veniturile noastre. E, dacă RER-ul ar lăsa la 300, atunci populația ar strânge, nu le-ar mai aduna în saci acasă să le ducă aici la Kaufland, s-ar face ceva, dar dumnealor vor serviciu să meargă populația să-i asculte, iar dumnealor să nu facă nimic, să meargă copiii de 3 ani cu saci galben, cu sticle la grădiniță, e corect?
Eu vă mulțumesc că ne-a spus această problemă. Domnul senator nu cred că are putere să o rezolve, dar o să le transmitem noi, celor din primărie în primul rând și apoi și celor de la RER. O seară bună vă doresc. Sunt și probleme pe plan local, domnule senator. Sunt, evident, probleme pe plan local, probleme care au rămas nerezolvate, problema polițiștilor locali, problema gropilor din asfalt, că Buzău arată ca după bombardament, după iarna asta. Da, sunt promisiuni că se vor face toate. A început și un program de plombare. O să așteptăm și marea asfaltare, așa cum era numită de vechi edili. Acum se numește simplu program de asfaltare. Vom vedea ce se va întâmpla. Zic să le dăm voie să-și facă treaba și timp apoi să discutăm, așa cum v-am invitat și pe dumneavoastră după doar 3 luni aproape, nici nu s-au făcut 3 luni de mandat, dar pentru că le-ați spus buzoienilor că veți ține legătura, vreau să știu dacă aveți întâlniri la cabinetul parlamentar pe care l-aveți în Buzău, dacă aveți audiențe, dacă oamenii pot veni la dumneavoastră cu sigur, problemele. Sigur, deocamdată, până la momentul ăsta, deși am formulat o cerere, sunt destul de supărat pe edilul municipiului Buzău. Să nu spuneți că n-aveți cabinet parlamentar. Nu am cabinet parlamentar, pentru că cererea mea de acordare a unui spațiu, cum este normal, pentru cabinet parlamentar, nu a fost încă aprobată, cum de altfel nu a fost aprobată nici cererea colegului meu Mocanu până la momentul ăsta. Am ținut audiențe în birou personal, birou de avocat, pentru cei care m-au căutat, i-am invitat acolo, sau în sediul partidului, că asta a fost situația. Încă aștept un răspuns de la primăria municipiului Buzău pentru sediu. Chiar o să încerc să iau legătura cu domnul primar, să poate reușim să grăbim cumva formalitățile, dacă e vorba de formalități, chiar dânsul era anti-birocrație și ar trebui să nu ne lovim de prea multe elemente birocratice cu privire la aceste aspecte. Oricum, sunt în curs de a deschide birouri parlamentare și în alte zone ale județului. Cu siguranță urmează să deschidem și pe cel de la Pogoanele, pentru locuitorii din zonă și până cu siguranță atunci, și avem găsi la cerere partidului formulată, același lucru se întâmplă și la Râmnicu Sărat, de altfel. Este cerere formulată și pentru Râmnicu Sărat. Și primăria de acolo și nici primăria de acolo încă nu vă face să așteptați. A luat în discuție solicitarea noastră. În sfârșit, până una alta am putut fi contactat. Haideți să primim audiențe în direct, domnule senator. N-am nici mai mică problemă. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara, domnul senator. Bună seara. V-aș ruga să spuneți dacă în ceea ce privește indemnizațiile de handicap pe care doamna Ionica Tarău de la Buzău se zbate cât poate pentru a obține ceva pentru acei năpăstuiți ai soarte cu 272 de lei. 272, da. Așa. Aveți de gând să o ajutați într-un fel anume, dat fiind că sunteți în Comisia de Muncă din Senat și am văzut că doamna ministra Muncii promite înzerciri, tripleri, subțimi de salarii, dar referitor la acest aspect nu s-a pomenit nicio vorbăliță. Haideți să vă dezvălui un secret. Am făcut parte din comisia care a audiat-o pe doamna ministru a Muncii și chiar o astfel de întrebare i-am pus văzând programul de guvernare a PSD-ului. Acolo discutat de majorări și ajutoare pentru copii cu dizabilități. Nu a discutat în programul de guvernare absolut nimic despre persoanele cu dizabilități, majorii cu dizabilități și în legătură cu această indemnizație de handicap care e destul de mică. Vezi, noastră, și eu sunt persoană cu dizabilitate, cu dizabilități și sunt într-o anumită măsură interesat de aceste persoane. Știu ce simt oamenii ăștia și, într-adevăr, raportat la toate majorările care s-au realizat în această perioadă, s-ar fi putut, după părerea mea, să se realizeze și o majorare a acestei indemnizații pentru persoanele adulte cu handicap. Îmi amintesc că doamna Ionica Tarău v-a întrebat și în campanie electorală iar acest lucru
constituie textul unei interpelări pe care am redactat-o și urmează să intre pe curs către Ministerul Muncii în legătură cu indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități. Ce o să primez că... răspunsul și cu siguranță când vin la dumneavoastră. Care ar fi scenariul cel mai bun? Scenariul cel mai bun ar trebui să existe, să se intervină cu o ordonanță de urgență, cum s-a intervenit și în celelalte cazuri, pentru că e o urgență din punctul meu de vedere, cuantumul unei astfel de sume destul de mic, iar persoanele cu dizabilități să fie cu adevărat respectate. Dacă ar fi să ne raportăm la statele avansate ale Europei, să știți că persoanele cu dizabilități față de România primesc mult mai mult ajutor decât ceea ce se primește în România. Ceea ce ar trebui să facem cu siguranță. Nu vorbesc numai de această indemnizație. Sunt și alte facilități pe care persoanele cu dizabilități ar trebui să le primească și nu le primesc. Da. Raportat la alte state. Da, ar fi bine să țineți cont și de problemele celor care tot timpul reclamă situațiile dificile, pentru că de acolo, din Senat, ați putea avea un cuvânt de spus și probabil că veți reuși să mișcați lucrurile, mai ales că sunteți și șeful grupului din Senat, șeful grupului PMP din Senatul României. Da. Vă spune un telespectator: domnule senator, aveți grijă și de noi pensionarii, să circulăm gratuit cu autobuzul, așa cum ne-a promis domnul Toma în campanie. Vă puteți ocupa de respectarea promisiunilor domnului Toma din campanie în calitate de senator? În principiu nu, dar aș putea să discut cu domnul Toma, așa cum încerc să-mi țin eu promisiunile față de buzoieni, prin proiecte de lege să-și reține și dânsul pentru buzoieni în calitate de edil. Cum vi se pare această decizie de a restricționa gratuitatea pe autobuze pentru pensionari? Nu vi s-ar părea corect să aibă și cei cu salariul minim gratuitate? Dacă vreți o opinie pur legală în momentul de față, un drept câștigat e deja un drept câștigat. Câștigat cum? Câștigat. Că aici vorbim de un drept oferit, nu câștigat. Câștigat pentru pensionari. L-au câștigat deja. Că l-au oferit primăria. L-au primit deja, da, nu l-au câștigat deja, că n-a fost niciun fel de concurs aici. Corect. Haideți să spunem, să mergem pe exprimarea dumneavoastră. Nu văd de ce ar fi foarte, foarte supărat edilul șef dacă ar continua pe aceeași linie. Eu cred că oamenii au deja destule probleme ca să le mai facă și administrația publică locală altele. Dacă s-au obișnuit așa, eu cred că ar fi trebuit menținut și ba chiar extinsă aria celor care beneficiază de transport gratuit, pentru că nu sunt numai pensionari în această discuție, ci sunt și alte categorii sociale care ar putea să fie ajutate cu un transport gratuit și așa mai departe. Și dacă vorbeam despre dizabilități, întreba cineva de ce elevii de la școlile speciale nu au gratuitate pe autobuz. Păi, vedeți, de aia trebuie să discutăm și să vedem categoriile care, într-adevăr, au nevoie de o astfel de facilitate. Și vorbeam de facilități acordate inclusiv persoanelor cu dizabilități, anumite facilități acordate și pensionarilor și așa mai departe. Asta este o chestiune care ține de pura administrație publică locală. Nu poți să consacri prin lege o astfel de inițiativă, nu poți să ai o astfel de inițiativă legislativă, pentru că nu e peste tot la fel. Dar la nivel local, în condiții în care se dorește, acest lucru poate fi aplicat fără doar și poate. Da, aveți consilier local la PMP, așa că o să discutăm și cu dânsii această problemă. Avem ultimul telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara! Bună seara! O întrebare pentru domnul senator Dorin Bădulescu, fiind și lider de grup al PMP-ului de Buzău. Sunt pensionar de vreo 2 ani de zile, am lucrat la fosta întreprindere ICMJ, actualul Concas, Cama Caragiu. O perioadă de vreo 22 de ani de zile care am lucrat Cama Caragiu, perioada de primăvară, vară și toamnă, lucram în program prelungit, obligatoriu. Așa. În momentul când am depus dosarul pentru pensionari, mi s-a zis la casa de pensii să duc orele suplimentare pe care le-am
efectuat în acești ani. Le-am dus și am primit un răspuns din partea casei de pensii că nu a fost cu caracter permanent. Da. Aici știu despre ce este vorba. La pensie, în calculul pensiei, se iau în calcul sporurile cu caracter permanent. Asta a fost, asta este contextul discuției. Acest lucru este consacrat prin lege în momentul de față. Legea care ar putea fi și îmbunătățită. Totuși sunt anumite lucruri care au fost gândite din punct de vedere sistemic. Au existat anumite sporuri, caracter permanent, cum e sporul de vechime, care întotdeauna se ia în calcul la pensie, sau sporul, nu știu de ce fel de condiții, pe mai mulți ani. Acum, depinde și de caracterul sporului. Dacă sezonier lucrai doar într-o anumită manieră, ore suplimentare, acestea, în mod normal, trebuiau retribuite ca atare la momentul respectiv. În salariu. În salariu. Cam așa a funcționat sistemul de pensii și știu că a funcționat de mulți ani de când cunosc eu sistemul de pensii. Pe acest principiu a funcționat. Practic nu s-au acordat puncte, bonus la pensie pentru sporurile care nu aveau caracter permanent. Domnule Bădulescu, trebuie să ne revedem curând, pentru că, așa cum observați, întrebările sunt multe, problemele sunt multe și mai ales că sunteți în Comisia de Muncă, puteți să oferiți o explicație pentru toate problemele și să încercați soluționarea lor. Întreabă un telespectator de ce să crească salariile doar la stat. Întrebare bună. Dacă ați putea face ceva să crească și în mediul privat, ar fi bine. Prin majorarea salariului minim pe economie, automat și în mediul privat au crescut salariile, numai la stat. Da, aici la stat vorbim de legea triplări și așa mai departe. O să vedem ce înseamnă. S-ar putea să apară situația în care să fie mai rentabil să muncești în favoarea statului decât în zona privată. Dar acest lucru, salarii mari în zona statului, ar putea să aducă și salariile din zona privatului la același nivel, pentru că nu o să mai existe forță de muncă care să se îndrepte spre zona de privat. Da, deci vedea. Pot exista anumite efecte, dar întâi să vedem proiectul de lege. Efecte pe termen foarte lung. Nu să cred vedem că proiectul se va de lege așa. Și să vedem unde, dacă există bani ca să susținem un astfel de proiect. Pentru că vă reamintesc că n-ar trebui să ne situăm cu deficitul bugetar sub 3% din PIB ca să ne îndeplinim obligațiile față de Uniunea Europeană. Vă reamintesc că ar trebui să aderăm la euro cât mai curând pentru a nu fi în Europa aia din viteza a doua sau a treia. Pentru că de care, și acum de care vorbește astăzi Juncker. Și s-ar putea să avem probleme. Suntem al șaselea stat din Europa și ar trebui să fim în aceeași zonă și cu organizarea și cu partea financiară. Multe de discutat, domnule senator. Trebuie să intrăm în zona euro, cert este. Da, data viitoare o să detaliem acest subiect și de ce ar fi bine să intrăm în zona euro, pentru că mulți se tem de o creștere foarte mare a prețurilor în acel moment. Nu mai avem timp astăzi. Vă mulțumesc mult pentru prezență și succes în continuare. Mulțumesc, o să revin. Vă așteptăm pentru că vedeți că aveți multe solicitări din partea buzoienilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează jurnalul Campus TV în câteva minute. O seară bună, la revedere!